Revenim în poligonul de la Babadag, locul unde infanteriștii marini români ai Batalionului Infanterie Marină se antrenează în comun cu partenerii americani pentru al patrulea an consecutiv în cadrul exercițiului multinațional Black Sea Rotational Force 2014. Foarte nou în ultimii ani, anul trecut și anul acesta, ne-am axat foarte mult pe operațiile amfibii. Am avut parteneriate pe desfășurarea operațiilor amfibii, iar exercițiul din astăzi vine ca răspuns la un posibil desant inamic, și tot pe respingerea unei operații amfibii inamice. Un exercițiu tactic cu trageri de luptă în care sunt implicate două plutoane de infanterie marină sprijinite de un pluton de aruncătoare 82 de mm, ceea ce înseamnă peste 50 de militari români. Plutoanele acționează pentru nimicirea desantului amfibii inamic debarcat în zona Enisa la 6 martie. Este liniștea dinaintea furtunii în poligonul de la Babadag, dacă putem spune așa, liniște care va fi spulberată de tragerile de luptă cu armamentul de infanterie, pușca automată și pușca mitralieră, urmate de tragerile transportoarelor amfibii blindate, cu mitralierele calibru 7,62 și 14,5 și AG-7, aruncătorul de grenade. Lupta a început, iar primii care au asigurat cu foc apărarea au fost plutoanele de infanterie marină cu pușca automată și pușca mitralieră. Militarii au deschis focul ca într-o situație reală de luptă și numai în câteva secunde în aer se simțea mirosul de praf de pușcă. Am executat plutonul în apărare, tragerea a descuns în condiții foarte bune, n-au fost incidente, misiunea a fost îndeplinită în totalitate. Nu sunteți la prima tragere, aveți deja experiență. Da, e în cadrul batalionului sunt de 5 ani și 15 ani de activitate. Cu ce armament trageți? Este pușca mitralieră calibru 5,45, este o armă de bază a grupei de infanterie, o armă foarte puternică și vreau să zic că tragerea de astăzi a decurs foarte bine. Din privința mea, a fost un exercițiu reușit. Sincronizarea, viteza de reacție, dar mai ales coeziunea din cadrul plutonului sunt elemente esențiale pentru ducerea la bun sfârșit a unei misiuni.
La scurtă vreme, plutoanele de infanterie marină au fost sprijinite de plutonul de aruncătoare 82 de mm. La comanda foc, prima bombă părăsește țava aruncătoarelor, iar după câteva secunde se aude înfundat zgomotul exploziei. Momentul impactului demonstrează că măsurătorile din teren și coordonatele introduse au fost deosebit de precise. Trage piesa asupra infanteriei de la reper 1! Derivă 30-0! O bombă, pregătiți! Încărcați! Un exercițiu tactic cu trageri de luptă, un exercițiu destul de complex, un exercițiu de evaluare a plutoanelor din compunerea companiilor de infanterie marină, plutoane de infanterie marină și plutoane de aruncătoare, care vine la sfârșitul unui ciclu de instrucție de nivel pluton. Un exercițiu care a început în cazarmă cu planificarea operațiilor și se termină aici cu trageri reale, cu muniție reală. Un exercițiu destul de complex care vine și corespunde unor scenarii destul de actuale din zilele noastre. Până la sfârșitul zilei, infanteriștii marini atinseseră toate obiectivele stabilite în respingerea atacului și nimicirea inamicului. Cum s-au descurcat oamenii din subordine? Până acum foarte bine. Au răspuns la toate obiectivele care le-am stabilit, atât partea de planificare cât și partea de desfășurare a exercițiului. Iar tragerile au decurs normal, fără incidente, obiectivele au fost atinse, un exercițiu foarte bun. Exercițiul multinațional Black Sea Rotational Force 2014 se va încheia în luna septembrie. Până atunci însă, infanteriștii marini români și americani continuă să se antreneze aici, în poligonul de la Babadag.